Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Danger Zone. Deoarece am văzut că v-au plăcut foarte mult episoadele anterioare, am strâns peste 1000 de like-uri la fiecare episod și n-am prea strâns 1000 de like-uri la multe episoade, și având în vedere că la seria asta, adică până nici măcar la competitiv n-am strâns 1000 de like-uri la fiecare episod, și la seria asta, bine, avem două episoade, ce-i drept, deci n-am, pui mei, v-ați prins voi, da? Totuși, 1000 de like-uri la un episod de Danger Zone e super șmecher, așa că dacă vă plac episoadele de Danger Zone, nu ezitați să dați un like și la acest episod, să vedem dacă putem să facem peste 1000 de like-uri. Și da, am două subiecte de discuție, dar cred că o să încep... Ok, nu știu ce naiba a fost aia, dar nu știu cum n-am reușit să sar. Dar cred că o să începem cu subiectul mai important pentru mine, pentru că practic anunț o nouă serie, mă rog, nu știu dacă o să fie chiar serie, pentru că nu știu cât de des o să postez chestia aia, dar vă zic doar acum cam ce ar fi și dacă sunteți și voi de acord. Practic, eu o să, adică în februarie, un coleg de-a meu de clasă o să-și ia un calculator nou. Eu deja am făcut wishlist-ul, toate alea, numai că el o să aibă banii în februarie. Și m-a chemat la el să îl asamblez, deoarece nu mai vrea să dea banii pe asamblare. Și înapoi mi-i fac și eu un vlog ceva și... Asta vreau să vă întreb, dacă vreți să fac, mă rog, nu o să fie chiar vlog, o să fie mai mult un video cum asamblez eu calculatorul lui, etc. După facem niște teste pe GTA 5, pe astea, pe jocuri mai populare, pe PUBG, pe CS, să vedem cum merge. Nu o să vă zic ce componente are calculatorul, nu vreau să vă dau spoilere, dar vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu o serie de genul. Mie mi s-ar părea o chestie super interesantă, pentru că mulți mă întrebați și pe live-uri, bă frate, fă și mie un PC în bugetul de 3000 de lei, bă frate, fă și mie un PC în bugetul de nu știu cât. Și da, vă anunț că bugetul pentru PC-ul colegului meu este de 3000 de lei, 3050 de lei, mă rog. Și da, în prețul acela am găsit componente super ok, care pot să ruleze cam orice pe Ultra. Și o să, mă rog, aproape orice pe Ultra. Acum nu vă gândiți că Ultra 4 ca chestii, dar la Ultra High cu 1080p se va putea juca lejer. Nu o să vă dau spoilere, o să vă arăt la momentul respectiv ce o să fie sau cum o să fie... cum o să fie PC-ul, știți? Nu vreau să vă dau spoilere de pe acum, că practic o să vă zic ce o să se întâmple în video-ul ăla. Și o să văd, când o să mai am ocazii de genul, o să mai filmez, dar asta v-am întrebat, pentru că mulți dintre voi când nu vedeți hacking în titlul episodului, nici măcar nu intrați pe video, deci asta e o chestie super tristă. Mamă, ce mi-a dat asta, m-a distrus asta, să-mi bag piciorul. Dacă vine acum unul, mă distruge, să mă uit, stați un pic, să-mi bag seringa în cur, că s-a terminat șmicheria, medișat, hai bagă frate. Nu înțeleg, mamă, deci încerc de 4 meciuri să filmez, frate, deci efectiv dau numai de dăștia, mă, dau one tap, frate, de joacă mai ceva decât mine cu ecu, știi? Și mă enervez, mă oftic, zic, mă, ce, cum n-ai bădă așa omul ăla, știi? Deci mă oftic la maxim, jur. Și sper să vă placă, mă rog, seria, nu știu de cât de serie o să fie, având în vedere că nu știu aici mare... Să am workshop, să zici că vin oameni la mine, bă, asamblează și mie PC-ul ăsta și alea, când mai am ocazii să le fac la prieteni chestii de genul, deci... Uitați un pic că mi-a venit să râg așa. Când o să mai am ocazii să fac la prieteni, știți, și nu o să am ocazia în fiecare săptămână sau în fiecare zi să fac episoade de genul, dar oricum, dacă o să vă placă, o să încerc pe cât posibil să mai fac chestii de astea. Haideți să vedem ce facem acum, cât mai țin viață, nici m-am uitat, ai, porneam prostia asta, 7 enemies, nice, din 12, hai că s-au omorât ei, între ei, l-am omorât și eu pe 1, nice. Vreau să fac măcar 5 kill-uri pe meci, asta ar fi goal-ul meu, să fac, mă, ce scrie aici? Invest, cred că, așa. Mă, ce? Radio, coaie, stai că nici mai știu să citesc la ora asta. Deci mă scuzați, stați un pic să fac ceva cu mouse-ul, se tot freacă de birou. Că mi-am luat mousepad nou la mouse, gen am mousepad-ul ăla, covorul ăla încă, dar mi-am luat și mousepad nou și se tot freacă de birou firul de la mouse și se aude ciudat, na, puii mei. Și e enervant un pic, că mousepad-ul ăla acoperea totul, știi, dar asta nu mai acoperă biroul și cam se freacă de birou și sper să nu se audă pe videoclip, că n-am chef să-l mai filmez din nou doar că se aud sunete retardate pe fundal. Să sperăm că nu o să se audă. Hai că s-o mort, îi dau antafen. Hâț, hâț. Mamă, e low HP ăla, îi dau acum în corp și gata-i. Mă, ce? Nice, așa mă gândeam și eu. Nu puteam să-l nimereze la distanța asta, wow. Încă 5 inamici. Eu o să stau 4 enemies. Păi de ce? O zis 4 enemies, nu o zis 5. De ce o zis 4 enemies? Sau n-am fost eu atent și o zis 5 enemies? Na, nu știu, sper că nu o greșit. Mă, ce? A, mi s-o părut că e minge de fotbal asta. Voi vă dați seama cât de obosită-s. Vă dați seama cât de fumat și obosită-s. Băi, eu nu mai am guanțe, asta e problema. Să mă duc să văd 5-7-ul ăla, dacă e ok, de acolo.
Haideți că mă duc. Ba, am văzut că facem aproape 35.000 de abonați, frate. Deci vreau să vă mulțumesc enorm de mult că v-ați abonat și că facem aproape 35.000 de abonați. Deci eu în 2013, când m-am apucat de YouTube, nici nu mă gândeam că o să fac suma asta enormă de abonați. Și am adus ceva original în România, chestia asta cu hacking-ul. Și mulți zic, bă, frate, ce, cum să joci cu ei? Cât de praf să fii, frate? În primul rând, nu trebuie să fii neapărat praf să joci cu ei. Da, deci Eduard 22, am și-o pe matematică, știu și-o numerele, dacă e Eduard 22, frate, are global, a făcut globalul, are rank ca lumea pe ESEA și tot joacă cu hack, știi? Joacă la Caterinfă, la Caterinfă, băi, nu mai știu să vorbesc, bă, băieți, ajutor, joacă la Caterinfă, efectiv, deci nu, că e praf sau ceva și nicio, eu n-am niciun scop să devin bun în jocul ăsta, eu nici nu vreau să devin bun în jocul ăsta, nu mă interesează chestia asta, pe mine mă interesează să mă distrez și eu mă distrez și aparent și voi vă distrați când vă uitați la videoclipurile mele, mai ales pe live-uri când fac Caterinca de aia retardată. Deci cam asta e ideea. Deci eu fac videoclipuri pentru voi, pentru că dacă nu s-ar uita nimeni la videoclipurile astea, credeți-mă că eu n-aș juca cu hack. Nici n-aș avea în primul rând hack, pentru că eu n-aș da, de fapt probabil aș da, dar deci, eu nu mă joc cu hack for fun. Adică unii, de exemplu, la unii li se pare distractiv, bine, și mie mi se pare distractiv să joci cu hack, nu mă înțelegeți greșit, dar nu știu cum să vă explic vouă. Adică eu mai pe scurt n-aș juca cu hack. Bine, acum că e CSGO gratis, probabil aș juca for fun, dar nu cred că mi-aș lua conturi de CS și alea doar ca să se uite 10 la videoclip, știi? Deci eu practic pentru voi fac chestia asta și pe chestia asta am crescut. Eu am încercat să fac și alte episoduri, am încercat să schimb de multe ori contentul la canal. Pur și simplu n-am reușit, frate, oamenii vor hacking. Și într-un fel înțeleg, pentru că eu am început cu hacking. De la 5.000 de abonați am crescut la 35.000 aproape cu hacking. 30.000 de abonați s-au abonat strict pentru chestia asta, să mă vadă pe mine jucând cu hack pe jocuri. Deci e și logic că nu pot acum să mă opresc, gata, frate, nu mai jucăm cu hack, vreau să devin bun la CS, știți? Probabil că n-ați înțeles nimic din ce am zis eu acum, pentru că sunt mor de oboseală, nici nu mai știu ce vorbesc, n-am dormit de nu știu cât timp, m-am trezit la 6, deci să vă dați seama, la 6 m-am trezit ca să-mi fac baie și ora 12 acum. Deci de 24 de ore, plus că au fost și școală și alea și obositor, deci mă înțelegeți, stați un pic să văd unde să ia la alții. Mă, s-au omorât ăștia, mamă, la are SG, frate. Deci nu-l ia aimul de aici, nu vine să cred, frate. Deci nu vine să cred că nu-l ia aimul de aici, deci nu vine să cred cu aia. Că nu-l ia aimul, dar să-i dau la cap, pun pe cap. Sau nu, mamă, uite-l pe ăla, bă, băiatule. Nu-l ia de aici, oricum. Au, nu-l ia de aici aimul. Hâț, frate, nu-l ia de aici aimul, ce pui mei. Deci nu vine să cred că nu-l ia de aici aimul, frate. Și nu că nu-l ia aimul, nu-l ia nici pistolul de aici, de la distanța asta. Că am tras și eu cu pistolul în el și nu-l ia. Dar să-mi bag seringa, să fiu sigur. Să fiu 100% sure. Bă, asta nu e o șăcoaie, voi vă dați seama ce obosit eu. Să încercam să dau el la chestia asta. Doamne, mă, ce obosit îs. Deci jur, îți mor de oboseală. Stați să vedem unde e ăla. A, ăla e acolo, nicio treabă n-are. N-am și eu gloanțe pentru prostia asta, apare n-am. A, uite, mă și blochez în pereți, doamne, cât de obosit. Hai, vreau să-i dau cuțit la asta. Ioi. Să-i dau Zeus la asta, men. Hâț. Ai. Mamă, ce m-am speriat să-mi bat piciorul. Închide ușa, men. Închide ușa, man. Uite ce m-am speriat. Am crezut că se întoarce asta, acum am dă mare one tap. Dar apare n-a fost să fie. Are ceva? N-are ceva gloanțe, mă. Niciun glonț n-are. Uai de cap, nu s-a enervat omul. Mi-a dat aici, stați un pic ăla. Ăla e pe multe acolo, nicio treabă n-are. Ăla stă camp acolo. Bă, viață, men, viață, stai așa că mai am 27 HP, frate, pe ce ai făcut, mă, nene, mă? Smoke green, îți dau smoke, ah, am smoke deja. Smoke green, bă, mai să nu mă vadă ăla. Luăm repede smoke-ul ăsta, casca asta, dar am 100%, nu pot să am 120? Nu, nu pot. Ioi, vine zona, bă. Mamă, și mă dă zona în coasper să nu mă vadă la de acolo. Și mi-aș comanda un SSG, că e foarte bun SSG-ul, nu, situații de genul. Hai să comandăm un SSG. Sau un Desert Eagle, mă, oare? Desert Eagle, om. Un desert, cum îi zic eu. Desert Eagle. Bă, a, mă, și-o comandat și ăla, să mori tu, că și-o comandat și ăla, mă. Pot să-mi iau și să-i drone upgrade. Speeds up deliveries. Da, mă, bine, și-mi iau eu de ăsta. Du-te, mă, Daci. Hai, dă-mi Deagle-ul, frate meu. Dă-mi Deagle-ul, repede. Bă, stai. Mamă, are 7 gloanțe doar, deci trebuie să mă concentrez, 2 one-tap-uri să rămână 5 gloanțe după meciul ăsta practic. Ăsta stă aici, nu vreau să mă risc, uite, stă cu scout-ul, camp, poate pot să-l iau pe aici. Aude? Oare ușa dacă o deschid? Cred că o aude de la distanța asta, că nu-s chiar departe, e pe aici, pe undeva sus-o. Ia uite, la aici.
Nu, nu o să mă, nu o să, sau să mă duc încet pe el, hai că mă duc încet. A auzit el ceva. A auzit el ce a auzit. L-a văzut pe ăla, hai că lasă să se bată. Dacă îi fac asta, cred că am făcut cea mai mare greșeală. Omul m-a auzit, cred că. Ioi, mi-a venit zona, bă. Bă, zona, bă, 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 mos. Ăsta, bă, boss. Zic că, bă, mos, doamne, nu mai știu să vorbesc, bă, băieți, bă. La ora asta n-am nici pretenții să știu să... Mamă, l-așa dat mare seringă aici, nebun. Ok, low HP. M-a luat zona, m-a luat zona. M-a luat zona. Mă, mamaie, mă, ce l-am luat, one tap, i-am dat. Nice, mi-a plăcut one tap-ul ăsta. Ahaha, ia să vedem, să vedem ăsta. Nice, aim. Thank you, man. Cum mi-am scris, mamă, era un ăsta cu un nume de chinez și-l chema pe ăla. Sau ceva de genul, chema pe ăla, frate, și m-am râs la chestia aia de n-am mai putut, bă. Report, report, chestii de-alea, bă, ce se oftică băieții, bă, ce îmi place cum se oftică băieții. Deci, câte kill-uri? 5 kill-uri, nice, mi-am completat goal-ul, practic, pentru că eu am un goal să fac 5 kill-uri pe meci. Deci, practic, mi-am completat goal-ul de 5 kill-uri. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Danger Zone. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă mai vreți episoade de genul în continuare și noi ne vedem data viitoare. Salut!